era Logan cu tobă sport. O spartă. Una din două. Nu, no, 1-4 pe asfalt, adică. Uite, mă zici, Loganul tot cu tot. Salutare riderilor și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod o să facem un story time. În acest story time o să povestesc despre cum eu și un prieten, acum vreo mai mulți ani, am intrat cu un scooter într-un cap de pod. Da, ți-a auzit bine, într-un cap de pod. Ei, povestea începe în felul următor. Mi-am cumpărat un scooter de 49 cm3. Îl aveam de vreo 2 luni, o lună. Și a zis un prieten către mine să mergem cu scooterul până pe câmp acum. Păi tai găsul la pescuit, la o baltă. No, bun, și mergem noi, mergem, ajungem la baltă și zic către el: du-te tu să vezi dacă îi tai cu tu acolo, că nu, eu stau la scooter. Și o mers și partea amuzantă. Îl strigă și nu a răspuns taică-sul și o strigat unul: băi, ceva gen așa tare. Automat s-a speriat. Te-ai speriat? Și o zis către mine: Răzvan, pornește scuterul și dă-i către casă. No, pui mei, și îți dai seama, și eu la fel de speriat. L-am pornit și hai blană către casă. Nu ne-am uitat să vedem dacă vine după noi sau ceva. Și atunci, pui mei, noi eram cu gândul că bă, ăla e spatele nostru. Și ne-am dus și vă dați seama, pe drum de câmp și pietre și tot felul ce era pe jos și noroi. Și am accelerat și îmi bag el odată mâna în gaz, gen era pasager pe scooter, și îmi bagă mâna în gaz. Și bă, frate, nu era neapărat curbă, dar mi-a înțeplinit un pic cu mâna dreaptă când a băgat în accelerație el mâna. Mă rog, aici am oprit și m-a accelerat cumva, gen, știți? No, bun, și treaba asta în felul următor. Era un cap de pod în fața noastră și bagă mâna și nu, a accelerat tare. Și atunci, nu știu, n-am mai apucat să mai virez sau ceva și m-am dus din contra, am luat și un pic cu stânga. Și atunci, aia a fost treaba, am intrat direct în capul de pod. Pe mine m-au aruncat gen în dreapta scuterului, pe el au aruncat peste mine. Ok, ne ridicăm, pui mei, curgea sânge din mână, că eram zgâriat, el n-a avut nici pe naiba. Ridică scuterul și ne uităm la scuter. Bă, ce daune are scuterul? Atunci nu știa să mă uit la furcă, pui, hă, direct, o semnalizare ruptă și zgâriat, nu am pus-o. Dar partea bună, nu a fost ghidonul strâns sau furca. Deși am intrat cu vreo 50-60 la oră în capul ăla de pod. Nu era ceva grav, doar așa zgâriat. Și apoi am plecat acasă. Cam ăsta a fost story time-ul și realizez eu că e clipul foarte scurt și mai băgăm încă unul. Deci două story time-uri într-un clip. Al doilea story time e în felul următor. Primul meu ATV-ul aveam vreo 14 ani sau 13. Nu, am fost să cumpăr un ATV de 1.25. Dacă am poze cu el, vă atașez, dacă nu iau de pe Google, ce oricum. Ceva chinezărie, era de 1.25 sub licență BMW-ul cică. Și atunci, nu, am mers de la lot. Era dintr-un sat vecin la vreo 2 km de mine, maxim 3. Ok, și pui mei, am venit pe roscuie. Hai că nu e ilegalitate tache. În fine, și am venit pe roscuie la casă și tata era în față cu mașina. Și pana mea, nu știu, nu aveam eu reflexele aia să iau curbe sau cea. Mergeam foarte încet. Și aveam în față când eram la vreo nu foarte mare distanță de casă. Și atunci am avut o curbă în față, cam foarte mică era. Mă pregătesc să iau gen curba și țineam dreapta. Și mă văd că, nu știu, ceva m-a ținut parcă de mâini să nu mai iau curba. Și țineam așa dreapta și mergeam ușor așa către stânga. Și am zis, no way clash, direct în șans m-am dus. Cum căzut și aici? Și mai era un prieten cu mama lui acolo și păi mi-am dat caca repede din cap. Eu ce-am făcut? Ajutați-mă, vă rog să scot ATV-ul de aici. Bun, mă ajută. Eram total panicat, nu știam pe ce lume. Pui mei, un puș de 13 ani, ce dracu fac? Cum îl scot? Că era foarte abrupt, mai rău ca aici, era gen așa. Totuși, nu știu cum de m-am răsturnat cu el. Și nu am lovit sau ceva. Fain, frumos, vine prietenul cu mama lui la mine. I-am zis către el să-mi țină casca și către maica sa, el e mai micuț acum și nu putea să mă ajută să tragă de el. No, maica sa am să tragă cumva de față, să mă scoată. Și atunci, no, l-am scos. Și nu știu, din momentul ăla parcă așa frică mi-a fost, mamă, duc cu el, dar după ce am ajuns acasă, m-am mai plimbat. Deci da, un mic sfat, nu intrați pe drumuri publice dacă nu știți merge cu ele sau n-aveți pic de habar, ca mine. Că altfel intrați în șal și în capuri de pod. Cam asta a fost episodul riderilor, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe, clopoțel în caz că n-ați făcut-o până acum, un follow pe Instagram, aveți Instagram-ul în descriere și vi-l pun și pe ecran. Doce fratelo! Sper că v-a plăcut episodul, eu am fost Răzvan CBDF2 și noi desigur o să ne reauzim într-un episod viitor. Salutare!